făcând acutarea, eu nu sunt de pe pământ. Domnul să binecuvinteze și să avem în față perspectiva cerului. Amin. Vreau să vă invit să ridicați în picioare. Vreau să mai dau citire la un al doilea text care este scurs și în minutele care vor rămâne vreau să ne apropiem încă din text din Scriptură. Se găsește în cartea lui Iosua, capitolul 7, de unde vă citi primele 5 versete. Este un text scurs și poate că o migliorare în Scriptură. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zărac, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a prins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Erihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și scoviți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și au spus: pe ce va mai fa să meargă tot poporul? 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bași cetatea Ai. Nu o stăni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Sebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Amin. Să ocupăm locurile. Aș vrea să bag un pic în context. Moise, robul Domnului, murise și Iosua, slujitorul lui, a fost chemat de Dumnezeu să intre cu poporul care rămăsese în țara promisă. Domnul a ridicat pe Iosua în momentul când au trecut Iordanul, când preoții la porunca lui Iosua au ajuns cu picioarele în apă, apele Iordanului s-au revărsat, cu toate că era vremea inundațiilor, spune Biblia, în acea vreme, și poporul trece ca pe uscat, ceea ce simbolifică botezul în apă și trec în țara făgăduinței. Mult timp am crezut că Iordanul simbolizează moartea trupească și trecerea în Canaanul Ceresc, dar când am citit atent acest text, am observat că moartea aceasta, trecerea Iordanului, simbolizează moartea noastră împreună cu Hristos și intrarea în Canaanul Ceresc. Dar noi de aici, de pe pământ, va trebui să cucerim Canaanul acesta ceresc. Viața din veșug pe care o promite Domnul Iisus Hristos. De aceea eu cred că nu simbolizează Canaanul Ceresc intrarea noastră în cer, pentru că acum nu vor mai fi războaie. Și vedem pe poporul Israel că trec pe cealaltă parte, își fac tăierea împrejur, la porunca lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu, ridică acolo niște pietre de aducere aminte și încep prima bătălie împotriva cetății Erihonului. Este cucerită în primul rând prin credință, pentru că ascultă prin credință, încercuiește cetatea cum este poruncit, cetatea cade și Domnul le dă o mare, mare izbăvire. Dar înainte să cucerească Erihonul, înainte să sune preoții din trâmbițe, înainte să țipe poporul ca zidurile să cadă, Moise le aduce aminte încă o dată ce a poruncit Domnul. Și citim din Iosua, capitolul 6, versetul 18. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire. Erau lucruri poruncite de Dumnezeu acolo să fie date spre nimicire. Căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în misteria Domnului. Amin. Poporul a scos strigăte și au început bătălia și a fost o mare, mare izbândă ziua aceea. Dar din tot poporul acela, un om s-a găsit și pe nume Acan, se din lucrurile acestea date spre nimicire. Și ce a luat anume? A luat o manta, o manta frumoasă de șinea. Acolo, prima cetate care trebuia cucerită și de-aia vreau să vă atenționez, ca să ne sfințim. Înainte să treacă Iordanul, Domnul i-a zis să se sfințească.
Și după ce Moise pierde Iosua pierde războiul cu cetatea Ai, Iosua, observați, vorbeam de cum trebuie să fie un lider joi, un conducător, se aruncă cu fața la pământ de dimineața împreună cu toți bătrânii, își presară țărână în cap și stă până spre seară. Și spre seară își deschide inima și rostește o rugăciune, poate că noi l-am judecat, dar o rugăciune sinceră înaintea Domnului și întreabă, Doamne, ce se întâmplă? Ne-ai trecut din coace ca să ne omori? Să murim noi și copiii noștri și familiile noastre? Vor afla acum toți sitiții, amuniții și ne vor cuceri și ne vor omorâ pe toți. Și ce s-au face numărul tău celui mare? Este sincer înaintea Domnului și Domnul zice, Iosua, de ce stai jos și plângi? Ridică-te! Pentru că în poporul tău a intrat păcatul. Nimicirea mea a intrat în mijlocul vostru din cauza unui om. Și Domnul învață ce să facă. Acum aș vrea să cugetăm în primul rând la un lucru. Sunt lucruri date spre nimicire. Dacă lucrurile date spre nimicire, care sunt în familiile noastre, repet, aduc nenorocirea poporului. Noi trebuie să ne cercetăm casele, trebuie să ne cercetăm familiile, trebuie să ne cercetăm pe noi, să cercetăm lucrurile care le facem în ascuns și să știm că din cauza noastră poporul poate să fie nenorocit. Acolo Iosua le zice, sfințiți-vă că mâine Domnul va da pe față pe cel vinovat. Acan a auzit și știa că e vinovat. Acum eu nu știu dacă soția lui, poate că soția a văzut când a săpat în mijlocul cortului și a ascuns acolo mantia, a ascuns acolo cei 200 de sicli de argint și o plată de aur, poate că soția și copiii au văzut de la început și au tăcut. Au plecat la război împotriva cetății Ai și au văzut că au pierdut războiul. Și ei știau clar de la Iosua, dacă pierdeți războiul, că cineva a luat despre nimicire. Care sunt alea? Vreau să fiu foarte scurt. Sunt lucrurile care vin din lume în viața noastră. Pentru un tânăr sau pentru un adult, poate să uite la pagini pornografice. Este un lucru dat spre nimicire. Poate să uite la alte prostii sau să facă alte lucruri. În Coloseni, în Efeseni, de asemenea, spune curvia, ni să nu fie pomenite între voi, pentru că e lucru dat spre nimicire și alte lucruri de genul acesta. Și un al doilea lucru, mai este un lucru important care l-a făcut Acan. Erau mantaua aceea era dată spre nimicire de șiniar și spune acolo, aurul, argintul și lucrurile de aramă și de fier trebuiau duse unde? La templu, frate Vasile. Trebuiau date, nu chiar la templu, la preoți, că nu exista templu atunci, dar putem să înțelegem ce vreau să zic. Și oare noi ne facem partea față de Domnul? Adică noi oprim ce trebuie să dăm Domnului? Pentru că din pricina asta putem să ne norocim poporul Domnului. Acolo, dacă citim în Vechiul Testament, nu o să intru acasă. Cine vrea să studieze acasă? Cele din tâi roade, dacă aduceai o jertfă de mulțumire Domnului, nu trebuia să aduci din făina de acum 5 ani. Zicea, să aduci din floarea făinii. Întâiul născut al vacii era a cui? Al Domnului. Dacă vrei să-L răscumperi, puteai să-L răscumperi. Chiar întâiul tău născut era al Domnului și puteai să-L răscumperi. Mi-aș aminte de Samuel că n-a fost răscumpărat. Și a fost închinat Domnului să slujească acolo la templu. Și a slujit Domnului. Sunt lucrurile astea două care pot trage poporul Dumnezeu în jos. Și aici copiii lui Israel au păcătuit, am citit în seara aceasta. Păi nu numai Acan a păcătuit. Poate și soția și copiii lui că au văzut un om îngropat și nu au făcut ce bine. Au făcut bine, oare soția lui poate că zice noi, păi da, au tăcut. Tăcerea ei a adus moartea soțului ei, a adus moartea copiilor ei, a adus moartea avuției ei. Copiii au tăcut. Oare bine părinții să ascundă copiii când fac prostii? Sau copiii să ascundă părinții când fac lucruri rele înaintea Domnului? Nu este bine. Pentru că găsim că poporul a primit poruncă de la Domnul să-i nenorocească pe ei, cum i-a nenorocit poporul Domnului și 36 de viteji în Israel. 36 de oameni au murit din cauza unui păcat pe care l-a făcut un om. De ce vă zic lucrurile acestea? Domnul ne cheamă să ne sfințim. Amin? Domnul ne cheamă să punem deoparte cea Domnului. Domnul ne cheamă să dăm spre nimicire care lucrează dată de nimicire. Ce dați spre nimicire cugeta singur? Tot ce vine din lume.
Tot ce vine din firea pământească, tot ce vine de la, nu vine de la Domnul. Aș vrea să mă opresc aici și cu aceste gânduri să ne ridicăm în picioare cu toți. Cuvântul Domnului mi s-a adresat în seara aceasta de mai multe ori. Mi s-a adresat și prin cântări, mi s-a adresat și prin fratele Cristi și poate că zic și prin mine. A fost o seară de cercetare înaintea Domnului și a fost să cercetăm să plecăm acasă gândindu-ne. Avem în mintea noastră perspectiva cerului în toate lucrurile care le facem? Avem gândul lui Hristos? Oare nu sunt lucruri care din pricina asta biserica merge șchiopătând? Doamne, ajută-ne să ne îndreptăm purtarea. Amin. În această rugăciune vom încheia în casa Domnului și zic ca Domnul să te binecuvânteze pe care din locul acesta. Mulțumim Domnului pentru tot. Ne rugăm cu toții.